Hello lume, bine ați venit, eu sunt Ghostman și de astăzi vom face, bineînțeles, un nou episod de World of Tanks în care o să ne ducem pe tier-uri ceva mai avansate. Astăzi m-am gândit să facem cu SU-18 pentru că un test am făcut pe T26 și o să facem și pe el când o să fie vorba. Să începem cu SU-18. SU-18 e o artilerie de tier 2. Nu vă imaginați, artilerile SPG-uri, SPG-uri se numesc astea. Să pun foarte puțin, poate vorbesc puțin pe nas. Ca am răcit foarte puțin și vorbesc puțin pe nas. O să încerc să... Cum să facem noi, uite așa. Uite așa, perfect. Cred că e mult mai bine. Bun. Am făcut setări, am făcut parasetări. Ia să vedem, vreau să vă las sunet. La sunet mă interesează extrem de mult să fie... Bun, perfect. Bun. Care este calitatea noastră ca... Asta, păi, bineînțeles. Stați așa. Stai așa că nu e așa. Hai, crește-mă odată FPS-urile. Voi încerca data viitoare să vin cu un, măcar cu un texter mai bun, să văd dacă găsesc pe net ceva, un mod de optimizare sau un mod de a face grafica mai plăcută, că îmi plăcută să aduc alt texterul lui înapoi. Deci cam așa este modul lui de sniper. Ăsta sigur o să vină, fii atent, o să vină pe partea asta. Mai avem? Da, uite că e ăsta aici. Ai cam ia ceva minute. Da, e o problemă. E o problemă și cu SP-urile astea. A! Dacă stă ăsta aici, e perfect. Pun ținta pe el și... I-am dat critical hit. N-avem un tun de precizie bună deocamdată. Și... în spate i-am dat. Ăsta vine înspre noi, bă. Repede, repede, să caut metodă să... Au! M7 price tool. Nu stare ceva probleme. N-am făcut niciun kill, dar totuși am dat damage. Am dat foarte mult damage. Și contează extrem de mult chestia asta, să dai damage. Bun. Ca să nu stăm foarte mult la discuții, vom trece deja pe partea cealaltă a situației.
Urile nu prea sunt foarte bun. Prea mă descurc eu cu tipul ăsta de... de tankuri, nu prea mă descurc. Nici nu prea sunt foarte comode pentru mine. Mă descurc cel mai bine cu tankurile simple, heavy-uri și câteodată și cu TD-ul. TD-ul. Demo 1. Avem tank francez, foarte multe panzere, medium, un CH, uite de data asta avem și un CH. Și la noi echipă avem un CRO. O să vă prezint și CRO în episodul următor, sau probabil o să începem cu tankurile, sau continuăm spre AMX-uri. Da, continuăm spre AMX-uri mai bine. Dintre Skoda Skoda Spedeză și cea cehă. Să vedem diferența tankurilor care le au ei față de celelalte. Da. Chiar trebuie, o să trebuiască un... A, uite că și-o mai revenit, și-a mai revenit. Dacă mă uit în spate, da, și-a revenit. S-ar putea să pot să configurez ceva, să aibă... Îmi pare rău că nu pot să-l fac în 800, cu 600 sau... O rezoluție un pic mai mică. Și mă rog, astea să nu fie, și HUD-ul lui să pot să-l modific să nu fie chiar atât de mare. De asta o să aflu eu cum o să facem și în ce fel o să arate în episodul următor, când o să vin cu un mic customization la World of Tanks, în care să fie ceva mai bine optimizat. Mă gândesc că nu este foarte bine optimizat al meu. Pentru tipul de laptop care l-am eu. Opa, artileriile. Să avem foarte mare grijă că sunt artilerii. Și cred că trag de undeva din bază. Pa? Nu vreau să fac porcăria de a... Wow! E bine că avem un mic cover. Au, 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 au! Interesant de ăsta. T56 GMC-ul. Arată foarte, foarte ok. Pare ar fi un TD mai mult specializat pentru bușuri. Adică cu ăsta să stai mai mult în bușuri și să tragi decât să te duci în asalt cu el. Ăsta la fel. Numai că ăsta e o artilerie, ce dracu caută artilerie aici. N-are voie. Și mai avem unul care nici măcar nu este. Are o sticker pus pe el. Eh. Da, în principiu se poate, numai că n-am avut o echipă bună. Se poate. Cum am spus, o să încerc să aduc old texture-ul de la World of Tanks sau ceva mai bine optimizat pentru calculatoare mai slăbuți un pic. Adică, eu acum ar cam trebuie să am FPS-uri normal.
și să am 20 FPS-ul, 25 în filmare. Exact cum v-am spus, are probleme de chestia asta și trebuie să-i fac mai mic, cumva. Avem cam tot deschis la ăsta. Ca încheiere, o să vă prezint un pic patch-ul cel nou care l-au pus cei de la World of Tanks astăzi. Au mărit slotul, au mărit divizia de tancuri germane. Ce înseamnă divizia asta de tancuri germane? Mai ce este așa special, ce este diferit? Păi le-a reordonat într-un anumit fel. Acum puteți să aveți puteți să aveți la tier 5 VK31H-ul, care nu mă gândeam că e la tier 5 ăsta, și din câte știam eu era la tier, ăsta e 3001H-ul. Așa, mai văzut eu pe aici niște schimbări destule majore. Stugul ăsta, nu l-am văzut vreodată introdus aici, stug B-ul. Interesant faptul că acum de pe Panzer 38 nea, ca să ajungi la H, poți să treci direct la Hetzer și de la Hetzer să te duci direct pe stug. Este împărțit acum ATD-urile aici, avem un Sturm Panzer 2 care poți să ajungi la Panzer Sturm 4C. Mai avem aici o selecțiune aici de asta e artilerie. Da, deci de pe puteți să ajungeți de pe Marder 2 direct la artilerie. Eu văzusem pe ăsta în principal ca un TD, n-am văzut sigla de la artilerie. Nu sunt foarte mari schimbări, doar un pic rearanjate. Panzer 3J-ul ăsta este nou. 2001D-ul. Cel puțin astea nu le-am văzut până acum. Deci în episodul următor o să facem o să facem franceze și chineze. Ia stați, mă. Chineze. Ar trebui să mai mărească la chinezi. Da, trebuie să mai mărească, că linia e mică la chinezi. Și o să încercăm să facem și la o să încercăm să facem din toate cumva. Eu sunt Ghostman, cam atâta pentru episodul nostru de astăzi. Eu sunt Ghostman și ne vedem data viitoare și eu vă spun ciao-les.